A fost stabilit numărul de autorizații de taxi pentru perioada 2022-2027 la Câmpia Turzii. După ce a stat în dezbatere publică 30 de zile, proiectul privind stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi care pot fi atribuite pe raza municipiului Câmpia Turzii a trecut cu unanimitate de voturi în ședința de Consiliu Local din data de 24 februarie 2022. Numărul de autorizații se stabilește odată la 5 ani și nivelul maxim la nivelul unei localități va fi de 4 autorizații la 1000 de locuitori. La Câmpia Turzii pentru următorii ani vor fi eliberate 108 autorizații de taxi. Viața este ca o tablă de șah. Poți să fii pionul, dar alegi să fii regina. O diferență. Descoperă colecția de parfumuri arăbești de la Tabaco Câmpia Turzii. Inspiră pe cei din jurul tău. Tabaco. We always surprise you with something new. A fost stabilit cine va ridica mașinile parcate ilegal la Câmpia Turzii. În urma numeroaselor sesizări privind ocuparea fără drept a locurilor de parcare de reședință cu vehicule aparținând altor persoane decât titularii de contract și a cazurilor frecvente de staționare neregulamentară a mașinilor pe marginea drumului sau chiar pe trotuar, Primăria Câmpia Turzii a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilire a soluției optime de gestionare a serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe terenurile aparținând domeniului, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân la nivelul municipiului Câmpia Turzii. La nivelul municipiului Câmpia Turzii, în momentul de față, sunt înregistrate circa 10.000 de mașini. Serviciul de ridicare a mașinilor parcate ilegal sau a mașinilor abandonate va fi făcut de către compania de transport. Am înțeles că se dorește, în primul rând, să se facă ordine cu privire la mașinile care sunt parcate ilegal pe trotuare, care sunt parcate ilegal în spații care nu sunt destinate parcării. Și aș sugera colegilor, am discutat și în comisii această problemă, ca mașina care se va lua și serviciul care se va face pentru a ridica să fie delegat unei dintre societăți care aparțin de Consiliul Local Câmpia Turzii. Avem domeniul public, salubritatea sau compania de transport. Pentru a rămâne și așa duc lipsă de comenzi și atunci am eficientiza. Deci doar o solicitare și o propunere pentru viitor. Vă mulțumesc că încă o dată sunteți de acord cu noi, domnule președinte, de ședință. Și gândiți exact ca și administrația locală din Câmpia Turzii. Intenția noastră este să delegăm acest serviciu către compania de transport care să gestioneze întreg serviciu. Va trebui să găsim modalitatea de a cumpăra mașina pentru ridicat. Este o sursă aducătoare de venituri pentru compania de transport până la momentul la care vor intra efectiv autobuzele în funcțiune, autobuze care estimăm să vină luna septembrie-octombrie. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta. În această săptămână, militarii din baza 71 aeriană generală Emanuel Ionescu au executat tragere cu elicopterele Yar-330 Socat cu muniție reală în poligonul Cincu. Ședința de tragere a avut loc în cadrul programului de testare și acceptanță în colaborare cu partenerii străini. Piloții bazei 71 aeriană au avut ocazia nu doar să își perfecționeze deprinderile individuale
și colective în folosirea acestui tip de muniție, dar și să colaboreze cu militarii străini, dând dovadă de profesionalism și spirit camaraderesc. Instruirea temeinică și antrenamentul intens au făcut ca la finalul tragerii să se raporteze misiune îndeplinită. Pentru un motor puternic, pentru o mașină sigură, pentru responsabilitate în trafic, pentru a te simți în siguranță la volanul autovehicului tău, pentru o viață mai prelungită a motorului. Când vorbim de service auto, vorbim de airbag Turda. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 12C Turda. Ai grijă de mașina ta, iar ea va avea grijă de tine. Airbag Turda, pentru siguranța mașinii tale.